O polițistă în vârstă de 57 de ani a fost găsită fără viață în fața locuinței sale. Aceasta a fost împușcată în cap de un coleg care, după ce a comis crima, s-a sinucis. Tragedia a avut loc zilele trecute. Vecinii care au auzit împușcăturile au sunat imediat la serviciile de urgență. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit trupul neînsuflețit al femeii încă în genunchi. Potrivit surselor, autorul crimei a fost identificat ca fiind un coleg de-al victimei. După comiterea faptei, bărbatul a plecat cu mașina, iar mai târziu a fost găsit mort în autoturism, în apropiere de locul crimei. Acesta ar fi comis ambele fapte cu o armă de serviciu. Vecinii sunt șocați de ce M am uitat pe fereastră și am văzut o femeie pe care o cunosc ieșind din clădire, cu mâinile pe față și o alta alergând speriată. Am întrebat ce s-a întâmplat și mi-au spus că a murit o femeie. Pe stradă oprită era o mașină albă cu ușa deschisă pe partea pasagerului, pe care am văzut-o închizându-se și mașina plecând, a declarat o vecină. Suntem șocați. Aici este o zonă liniștită, spune un alt vecin. Femeia ucisă era căsătorită cu un polițist și împreună avea un fiu în vârstă de 22 de ani, care și el este polițist. Autorul crimei și victima lucrau la inspectoratul de siguranță publică al Camerei Deputaților. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz. Relatează Ilfato